autoarea este colega noastră, Lorena Valeria Scuparu. Cartea se numește Cultură și identitate politică în România postcomunistă. Tema este de cel mai acut interes. Dacă nu mă înșel și nu cred că mă înșel, ea este constituită în bună măsură din studii aprofundate efectuate în țară și în străinătate în timpul bursei postdoctorale pentru Universitatea din București. Ce să vă spun, nu putem intra pe fond, bineînțeles, nici de această dată, nici în legătură cu această carte, nu e aici momentul și cazul. Vă asigur însă că tema tratată, cultura politică în societatea noastră postcomunistă, să spun, e deosebit de interesantă, de acută. Bibliografia este enormă, tema e privită din mai multe perspective, sincronic și totodată diacronic. Sunt autori mai vechi și mai noi, autohtoni și străini. Lucrurile sunt puse în contextul lor european, bineînțeles. Am citit-o cu mare interes și mare plăcere și cred că mult folos. Permiteți-mi să dau cuvântul colegilor noastre care doresc să se exprime în legătură cu ea, și anume doamna Gabriela Tănăsescu. Vă rog, mulțumim! Bună seara! Dați-mi voie să încep prin a o felicita pe autoarea acestei cărți, să salut apariția acestei cărți și să o felicit călduros pe autoare, pe prietena și colega mea Lorena Stuparu, pentru a fi publicat rezultatele cercetării întreprinse asupra culturii politice a României postcomuniste. Volumul de față este focalizat asupra a două teme, le-aș spune, de suflet ale autoarei, cultura politică și identitatea politică, teme cărora le-a consacrat în ultimii ani câteva studii remarcabile. Aș menționa aici doar două dintre cele care au fost cuprinse în tratatul Sistemul politic din România, redactat în cadrul institutului nostru și publicat în anul 2014, două studii excelente, originale, asupra antecedentelor istorice și asupra aspectelor actuale ale culturii politice a României postcomuniste, ca și asupra culturii civice și atitudinilor politice și, de asemenea, volumul pe care l-a coordonat și care a apărut în 2013 sub titlul Identitatea individuală în contextul globalizării. Lucrarea la cărei lansare contribuim astăzi are marele merit de a fi pus în conexiune cultura politică cu identitatea politică, de a fi examinat rolul și implicațiile culturii politice și ale lipsei de cultură politică și atitudine civică cu profilul politic al societății zilelor noastre. Din acest punct de vedere, aș dori să subliniez caracterul profund aplicat al volumului de față, al cărții de față. Scopul ei major a fost identificarea măsurii în care cultura politică constituie în România incinta decisivă a acțiunii și intervenției sociale, în care relațiile de putere sunt stabilite și deopotrivă parțial instabile. Preocuparea ei majoră a constituit-o măsura în care cultura politică a cetățenilor României constituie ceea ce se cheamă factorul cheie al menținerii puterii, respectiv o măsură în care nivelul atașamentului populației față de conducerea politică civilă este exprimat în existența unui consens larg în privința înțelegerii și acceptării ca valide și imuabile a regulilor jocului politic-democratic, îndeoseb a procedurilor de transfer pașnic al puterii,
Apoi, într-o largă recunoaștere a celor sau a celui care reprezintă autoritatea suverană a statului, a ceea ce numim, formulă politică, și în conștientizarea realității vieții politice și mobilizarea cetățenilor în asociații, partide, sindicate, organizații, prin intermediul cărora cetățenii își prezintă problemele și prin intermediul cărora rezistă sau încearcă să reziste formelor de manifestare formelor de manifestare arbitrară a puterii sau de uzurpare a puterii. Ca urmare, autora a căutat să situeze cultura politică în condițiile de posibilitate ale democrației liberale și deopotrivă să o situeze în condițiile în care în România este căutat încă un echilibru al toleranței și al contestării, un echilibru dezirabil și unui raport convenabil de complementaritate a ideilor, convingerilor, atitudinilor, credințelor, a unor suficiente diferențe de opinie, de credințe, de poziții politice. Pe de altă parte, autoarea a căutat să identifice posibilitățile de apreciere de către cetățeni a felului în care sistemul politic servește interesele lor. Concluziile autoarei în ambele privințe sunt de maxim interes, sunt deosebit de nuanțate, ele oferind tabloul neliniștitor al dezorganizării și apatiei populației, cel puțin pe parcursul unui interval de 10 ani, al sentimentului real de neputință a cetățenilor în privința influențării deciziilor puterii, a lipsei de evaluare a votului popular, a lipsei de încredere în agenții mobilității politice, în partide, grupuri de presiune, media și în deciziile guvernamentale raportate la interesele națiunii. Aceste concluzii situează cu minuție mixajul de cultură politică a României în tipul culturii dependenței și a supunerii, orientată semnificativ spre sistemul politic, dar favorizând o relație esențialmente pasivă între sistem și subiect, adică cetățeni, dar și, deci, între acest tip de cultura supunerii sau a pasivității și cel al culturii participării sau a congruenței între sistemul politic și cultura cetățenilor, din perspectiva internalizării cunoștințelor, sentimentelor și a evaluărilor sistemului politic, adică urmărind orientarea cognitivă, afectivă, atitudinală, evaluativă și atitudinală a cetățenilor. Lucrarea reușește să indice distanța care separă actuala cultură politică a României de o cultură politică matură, ca și distanța care separă sistemul politic actual al României de un sistem politic consolidat democratic, de un sistem politic care asigură calitatea guvernării, adică instituții guvernamentale imparțiale și acte de conducere transparente, adică cele care nu determină afundarea în corupție, clientelism, patronaj, abuz de putere, favoritism și așa mai departe, de sisteme în care personalizarea puterii nu degenerează în prezidențializare, în care conflictul intra-executiv nu devine dominant în condiții de coabitare și așa mai departe. Aș mai enumera, alături de acest caracter aplicat al lucrării, al cercetării pe care o realizează autoarea, de asemenea, caracterul problematizant, care
Este reflectat de faptul că cartea indică o cale de a, de a pătrunde, o cale prioritară de intrare în domeniul culturii politice și simultan inițiază în examinarea sferei culturii politice, în selectarea criteriilor de examinare a sferei politice, de examinarea relevanței sferei politice, ca și a factorilor care pot concura la transformarea ei și implicit la transformarea și consolidarea democratică a sistemului politic. O altă virtute majoră a lucrării aș considera a fi propensiunea comparativă. Autoarea este o bună cunoscătoare a realităților politice și a gândirii politice a românești, a modernității târzii și a contemporaneității și, în consecință, raportarea culturii politice și a identității politice din România actuală este raportată la, nu doar la cea a perioadei comuniste, nu, la, nu doar la perioada postbelică, așadar, ci, ci la cea ande și interbelică. Eu recomand lucrarea Lorenei Stuparu nu doar ca o lectură necesară în spațiul tematic în care se înscrie, ci și ca o veritabilă bucurie intelectuală. Vă mulțumesc! Și mulțumim doamnei Gabriela Tănăsescu. Acum permiteți-ne să dăm cuvântul altei colegele noastre, doamna Gabriela Bleda. E un exercițiu de mare prietenie să vorbesc în fața unui microfon despre o carte cei mai mulți, prezentată în termeni academici și, hai să zicem, pretențioși, pentru că ăsta este și conținutul. N-am să fac așa ceva, adică n-am să mă las atunci prin urmățirea că m-a provocat într-un fel contradictul. Toată lumea vorbește de atâta vreme despre identitate și că m-am cam săturat un pic despre identități. Că nu mai vreau nici să vorbim despre post-comuniți, că e ca și cum aceeași zapor și lumină de greutăți și că dacă despre asta este vorba, va trebui să fiu foarte atent scris. Nevoie, pentru că în această carte sunt autor, și am să încep de la un citat dintr-un autor pe care nu-l menționez, cu pasiune chiar, Paul Ricoeur, și Lorena împărtășește de aceeași bine, fără gelorie, și o să zic că istoria oficială a puterii marchează Ricoeur un aer de respectabilitate sau dă oaie un aer de respectabilitate evenimentelor solide care vechează la nașterea zapatului. Respectiv, conflictele sângeroase și platicide, raportul tale de forță, pasiuni din dragoste și ură, nebunia oamenilor, topii generoase interior devenite urmare, da? Inventarea politicii, bă, dacă mai mă chemați să luați un alt lucru, da. Inventarea politicii, aolea, răspunde arbitran autorității, legii justiției, abuzurilor tiranice ale puterii. Elaborarea Constituției
antilor este rezultatul experienței politice a popoarelor antice, răspunde unde necesități dure. Previziunea comportamentelor agresive ale aproapelui și delimitarea libertății fiecăruia. Am ales citatul acesta nu numai din dragoste față de Flicker, ci pentru că mi se pare că ilustrează foarte bine niște evenimente actuale. Din fericire, nu de la noi din țară. Spun asta pentru că la prima vedere, când citești o asemenea carte, ți se pare că n-are nimic de-a face cu realitatea în care trăiești. Că sunt autori care au vorbit în termeni destul de sofisticați, în raționamente destul de complexe, despre niște fenomene care nu ne mai privesc. Ori, ai întotdeauna o bucurie să vezi că, deși vorbește Aristotel, sau deși vorbește Kant, sau Flicker, sau Wittgenstein, se pot face trimiteri și la întâmplări pe care le trăim. Unele în sfera internațională, ca cele din Franța de curând, altele în sfera națională. În sfera națională sunt, iar de citate, ca să vă inciți să citiți cartea. Zice așa, omul independent și autonom de astăzi înseamnă și asociații, structuri oficiale deja existente, liberă exprimare, întâlnirea cu aleșii, adresarea către organisme, presiunile exercitate de către societatea civilă. Un asemenea citat, chiar dacă putea fi tipuit pe vremea comunismului, nu avea niciun fel de conținut. Era balet pe o scenă improvizată. Astăzi, deși nu suntem toți convinși de asta, poate avea un conținut. Iar întâmplările recente sunt dovada că ele chiar înseamnă ceva, că nu sunt doar vorbe goale de nervi. Tot din actualitatea României sunt uimită pentru partea când am prezentat cartea alegerile prezidențiale și tot din carte puteam să ilustrez întâmplările care au adus în mod miraculos în ghilimele, dar în orice caz neașteptat, la alegerea președintelui pe care avem și astăzi, lucru pe care toate articolele de acolo nu-l vizau, pentru că ele erau în palierul de-aia. Numai că s-au potrivit ca în palierul practic să se potrivească. Pentru că, zice Lorena, un lider trebuie să nu semene cu toți ceilalți, să fie un revelator de adevăruri ascuns. Un lider cu care să te identifici, nu numai rațional, ci afectiv. Limba lui e în contrast ispitor cu limba de lemn a profesioniștilor politici. Cred că e cazul și președintelui nostru, care de câteva zile a început să vorbească, chiar dacă mie mi se pare încă virulă, că vorbește ca la observare școlară, adică are intonația aceea de poezii învățate, toate astea spune sunt în limbajul liderilor politici cu care ne-am învățat, adică toți parcă spun aceleași cuvinte luate dintr-o părere. Ofensa subculturii și a contraculturii, pasivitatea cetățeanului obișnuit, corupția, arivismul, oportunismul, egoismul celor din vârful piramidei, amoralitatea, sunt subiecte care au preocupat foarte mulți autori din științele politice și, repet, pare că nu întotdeauna pot ilustra o societate postcomunistă ca cea în care, din nefericire, trăim. Cum de asemenea, nu părea niciun fel posibil să putem vorbi de implicațiile politice ale blogurilor, ale forumurilor, ale jurnalismului, tot ce înseamnă
înseamnă o democrație uneori acolo. Nu vreau să vorbesc prea mult, deși acum cum să înțeleg la înălțimea publicită. Vreau doar să zic că și în jocul de prezentări de cărți, ca și în jocul politic, există întotdeauna, foarte bine zice Lorena, o latură sumbră și irațională, așa cum au toate spectacolele, zic, care ar trebui să fie, în principiu, atractive, dar unele ele sunt respingătoare, care ar trebui să fie plăcute, dar multe din ele sunt dezgustătoare, care ar trebui să ne convingă, deși unele mai mult au parte de dezacordul nostru, pentru că nu întotdeauna politica, mai mult chiar cea din era post-comunistă, este, așa cum își dorea un filozof, o întâlnire dintre bine și adevăr. Mă opresc aici și vă doresc să aveți tot atât de multe trimiteri lămuritoare la subiecte politice pe cât am avut eu și în această carte. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doamne, Gabriela. Acum permiteți-ne să poftim la microfon chiar pe autoarea, doamna Lorena Stupală. Spune câteva cuvinte. Stimate doamne, stimați domni, dragi prieteni ai cărții, încep prin a vă mulțumi că sunteți împreună cu mine la acest eveniment și vă mărturisesc de la bun început emoția firească ce mă încearcă în acest moment, mai ales după prezentările măculitoare ale prietenilor mei. De aceea le mulțumesc în mod special prietenelor și colegilor mele, Gabriela Tănăsescu și Gabriela Brebea și colegului Cristian Ion Popa, care au făcut efortul de a citi lucrarea Cultură și Identitate Politică în România postcomunistă, și mulțumesc de asemenea departamentului editorial al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române și firește conducerii institutului, care au făcut posibilă apariția acestei lucrări. Din respect pentru răbdarea dumneavoastră, vreau aici să punctez numai câteva aspecte care mie ca autor mi se par esențiale în tratarea subiectului anunțat în titlu. Mai întâi am construit această lucrare cu pasiunea cercetătorului care caută conexiuni între concepte capabile să concentreze în formule exemplare realități complexe și stufoase. Cum este, nu, conceptul de cultură politică? În era globalizării, noțiunea de cultură politică nu ne trimite numai la opțiunile și interogațiile cetățenilor unui stat cu privire la valorile politice și la instituțiile politice, cu privire la mediul politic, cu privire la evenimentele politice interne și internaționale, dar este totodată o manieră de a construi și de a afirma o identitate, adică de a pune în evidență acele lucruri unice care definesc o colectivitate, nu fiind vorba de cultură politică la nivel colectiv, sau un individ. Eu am accentuat în această lucrare dimensiunea individuală a culturii politice și a identității, deoarece este elementar, cultura este vehiculată de indivizi, sigur, nu cad în naivitatea de a considera că suma culturilor tuturor indivizilor
din sumarea acestor culturi rezultă cultura politică a unui stat sau rezultă identitatea. Nu, dar la nivelul percepției individuale se poate constata dacă o cultură politică este încă tributară aspectului parohial sau dacă este o cultură politică deschisă realmente spre valori democratice, nu? Capabile să definească identitatea unui stat de drept, așa cum încearcă să se autodefinească România după 1989. Un alt aspect pe care vreau să-l subliniez este că în abordarea noțiunii de identitate, perspectivele esențialiste și convenționaliste asupra acestei noțiuni sunt complementare. Altfel spus, dacă nu gândindu-ne la identitatea individuală, aspecte precum aspecte nu biologice, matrimoniale și patrimoniale, lingvistice, nu pot fi negociate, ci există ca atare. La fel cum la nivelul colectivității, aspecte care țin de tradiție, de memoria istorică, de anumite date constante ale culturii, nu pot fi negociate. În schimb, individul își poate autoconstrui identitatea în spațiul privat, prin opțiuni culturale și acest lucru, firește, este posibil într-o societate liberă și care, în principiu, respectă legea, una dintre valorile fundamentale ale oricărei culturi politice. De asemenea, vreau să evidențiez că în analiza acestei teme, binomul identitate-alteritate are o valoare euristică despre care nu este momentul aici și nu este timp să detaliez, mai precis începând de la a-l accepta pe celălalt ca celălalt, până la a te recunoaște pe sine în altul, astfel definindu-ți propria identitate. Pe scurt, după 1989, România la nivelul discursului politic, cel puțin formal, își construiește identitatea unui stat democratic, unui stat de drept, bazat pe sistem parlamentar, pe semiprezidențialism, pe sistemul alegerilor libere, pe toate formele de libertate, în special libertatea de expresie. Eu acum o să vorbesc despre partea plină a paharului, sigur că există și foarte multe disfuncționalități, sigur că problema politică în România este nereprezentativitatea, mai precis deopotrivă birocrația și tehnocrația nu exprimă interesele unei pături largi a populației, dar în fine putem spune că sistemul alegerilor libere a creat o cultură politică a susținerii unui regim democratic. De asemenea, la nivelul mentalității colective, dar și la nivelul discursului politic, mai mult sau mai puțin demagogic, după 1989, România își recuperează identitatea creștină și cultivă memoria, memoria fiind și continuitatea fiind una dintre componentele esențiale ale identității, memoria luptătorilor anticomuniști, a luptătorilor din decembrie, și acest lucru este exprimat atât în organizații, în lucrări apărute, în lucrări plastice, în dezbaterile de idei. Pe scurt, ce vreau să spun, că avantajul culturii politice postcomuniste în România este acela că, spre deosebire de un regim care îți impune să te identifici și să aderi la o identitate construită mai degrabă ideologic, această cultură permite autoconstruirea și autodescrierea creatoare, ca să folosesc o expresie a lui Richard Rorty,
a fiecărui individ, dar și a comunității. Un alt aspect important este acela că integrarea României în Uniunea Europeană, cel puțin la nivelul cetățeniei și al migrației forței de muncă, oferă premisele unei consolidări democratice a României. Pe de altă parte, totuși nu pot să închei cu o notă puțin pesimistă, adică vreau să spun că relațiile în care intrăm, chiar dacă în calitate de ființe libere sau de stat suveran, de multe ori ne diminuează puterea și ne pervertesc, ca să zic așa, identitatea, și aceasta de la un moment dat nu mai ține de responsabilitatea noastră ca indivizi sau ca stat. Aici aș sublinia una dintre componentele constante ale culturii românești, aceea unei perspective foarte originale asupra destinului și a istoriei, asupra cumințeniei românului, care acceptă istoria cu o resemnare demnă, ca să zic așa. Ca o fel de concluzie, vreau să spun că în ambiguitatea acestei situații în care o realitate este construită pe baza unor raportări la trecut, în perspectiva unui viitor incert, pe baza unei relații între exterior și interior, stă și identitatea actuală a României, care încă se construiește. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată și vă doresc o seară plăcută! Permiteți-mi să mulțumesc și eu doamnei colegilor Renato Vlanscu Paru. Cred, sunt convins că au fost evocate câteva argumente în favoarea cărții. Ce să spunem în final? Vă mulțumim foarte mult că ați venit, vă mulțumim foarte mult că ne-ați ascultat. Vă rugăm insistent să continuați să prezentați standul cu cărțile noastre și acum și viitor. Suntem de asemenea foarte ușor de găsit cu publicația noastră și în format electronic pe site-ul institutului nostru www.isprit.ro. Vă mulțumim foarte mult pentru tot!